Bună, dragi prieteni, mă bucur să ne revedem la o nouă ediție a podcastului lui Radu Prisacar. Dacă săptămâna trecută am discutat cu un formator pentru tineri despre dezvoltarea personală a tinerilor, astăzi vă fac o altă surpriză. Am invitat o nouă prietenă, o domnișoară, o studentă, cu care vreau să discutăm despre tineri, dar de data asta din partea tinerilor. Bine ai venit! Bine v-a găsit, onorată de invitație și mă bucur să fiu astăzi alături de voi. Tu conduci o asociație, Asociația Tineri de Succes. Da. Aveți niște cluburi, am înțeles, în mai multe zone din țară și tu te ocupi pe zona Iași, să înțeleg? Sau acum pe toată țara? Sunt în partea de coordonare și crearea cluburilor tineri de succes în fiecare oraș al României. Practic, noi până acum avem filiale la Iași și la Suceava și perspectiva de viitor este să ajungem la cât mai mulți tineri. Oana, vreau să-ți spun că mi se pare o chestie fantastică. Odată să vă implicați, să vină de la voi inițiativa, atâta strângerii voastre în astfel de asociații, cât și a evenimentelor. Pentru că voi ați făcut câteva evenimente, ai coordonat câteva evenimente și majoritatea lor sunt axate exact pe ceea ce discutăm noi, pe dezvoltare personală. Uh-huh. Și aici vreau să o luăm puțin treptat, până ajungem la aceste evenimente, să te întreb pe tine, cum de-ai ajuns în zona asta, pe lângă partea de voluntariat, să-mi spui uh-huh. și cum ai ajuns către dezvoltare personală, ce te pasionează uh-huh. în domeniul ăsta. Da. Dintotdeauna am dorit să fac mai mult, am dorit să fiu implicată și să aduc un aport de valoare acolo unde pot. Și am început cu voluntariatul, încă fac voluntariat, dar am început cu proiecte mai mici. Ulterior am ajuns și la tineri de succes și practic aici am considerat că este locul meu. De ce? Pentru că mi-am dat seama că indiferent de inițiativa pe care o am și indiferent de dorința de a mă implica în diferite proiecte, este nevoie de mai mult atunci când vrei să ai și rezultate. Și am căutat un loc unde să pot să-mi dezvolt competențe. Pentru că, de exemplu, dacă acum reușesc să vorbesc cu tine, acum câțiva ani mi-era foarte rușine să vorbesc cu oamenii sau mi-era foarte greu să fiu coerentă. Și am căutat un loc, în primul rând, unde să am ocazia să vorbesc în public. Apoi, ușor, ușor, parcursul a venit de la sine și mi-am dat seama că în viață un om are nevoie de un set consistent de competențe, mai ales că acum sunt atât de multe profesii noi, nu mai sunt lucruri rigide, ai nevoie și să știi să vinzi, ai nevoie și de marketing, ai nevoie și de branding personal și la tine de succes am găsit asta, am găsit dansul dintre toate și am început și eu să dansez. Foarte interesant, mai ales partea asta cu dansul. Da. Mult. Pentru că la dans, știi cum, de obicei trebuie un partener. Exact. Cum vă găsiți voi ca și parteneri, ca și tineri în cadrul acestei asociații? Tineri de succes este pentru toată lumea. Este deschis pentru toți tinerii care vor să devină de succes sau care se consideră deja de succes și vor să treacă la alt nivel. Noi spunem că nu avem limită de vârstă, pentru că, în fond, nu vârsta contează. Spre exemplu, la evenimentul de ieri, ultimul, din seria Școală de Vară, unul din mentori a avut 22 de ani. Dar experiența pe care a avut să o împărtășească este, cred că, inegalabilă față de alți tineri de vârsta ei. Este vorba despre Mălina Brânză. Și atunci, cum ne găsim partenerii? Ușile Tineri de Succes sunt deschise pentru toată lumea. Întotdeauna s-a întâmplat ca ei să vină, probabil după energie, dacă e să o luăm și din alte perspective, legea atracției și au rămas pentru că, cred eu, așa cum am simțit și eu, acolo unde simți că primești valoare, rămâi și începi să te dezvolți. Cum se împacă tineretul din ziua de azi cu voluntariatul? Pentru că tinerii care vin sunt voluntari, nu? Deci nu, nici da. Nu sunt plătiți, nici nu primesc alte exact. Beneficii decât cele de a învăța, să spunem împreună.
Da, de a învăța și foarte important de a aplica. Că, practic, cred că ăsta e și răspunsul la întrebarea legată de voluntariat. Din fericire, din perspectiva mea, astăzi tinerii se împart foarte bine cu voluntariatul, pentru că voluntariatul vine în completarea a unei teorii pe care o au din diverse locuri, fie că de la școală, fie că poate se mai interesează ei pe internet diferite subiecte, dar uite, la voluntariat, cum ar fi la tineri de succes, au ocazia să se implice activ în departamentele care se regăsesc în orice afacere, orice posibilă afacere în care ei vor putea să fie angajați sau chiar angajatori în viitor. Și atunci eu mă bucur că ei sunt deschiși către zona asta de a-și dezvolta competențe, pentru că în fond nu este vorba despre a face voluntariat, de a fi acolo prezent, este vorba de a-ți dobândi competențe. Cum ai ajuns tu? Hai să te iau. Cum ai ajuns tu? Da. Să, de la elevă, nu? Erai? Da. Cum ai făcut acest pas? Ce te-a îndrumat, așa că să spun? Te-a chemat cineva, te-a trimis cineva, te-a împins, te-ai dus singurică? Da, da. Cum ai ajuns? Pentru că cred că tinerii din ziua de azi ar vrea să știe cum poți să ajungi membru a unei asociații, a unui club și poate chiar coordonator. Eram în clasa a noua. Eram după o perioadă de gimnaziu în care îi vedeam pe colegii mari, mai mari de la liceu, că fac voluntariat și pe atunci voluntariatul era o chestie relativ nouă, era la început și mie mi se părea foarte wow. Și eu eram prea mică în gimnaziu și nu mă primea nimeni să fac voluntariat, chiar dacă eu încă nici măcar nu știam despre ce e vorba, dar auzeam că e o chestie foarte faină unde primești diplome și dacă faci voluntariat, când o să vrei să te angajezi undeva sau când o să vrei să-ți creezi cariera profesională, o să-ți fie mult mai ușor. Și am vrut și eu să fac asta. Nu am reușit decât în clasa noua. Și pe atunci îmi doream eu foarte mult să ajung, să fiu admisă în proiecte internaționale precum Erasmus, ca să plec să descopăr lumea. Și știam că am nevoie de diplome. Și am început să caut diplome. Și mergeam și stânga diplome, și dreapta. Da? Da, deci eu așa am început, căutam diplome. Și cred că am fost voluntar la toate evenimentele din Iași, la care s-a putut și a fost oportunitatea. Practic, eu mereu eram pe Facebook și îmi căutam oportunități. Și ca orice tânăr dând scroll pe Facebook, la un moment dat am găsit un eveniment, cum devii lider de succes. Ce interesant! Eu în care întotdeauna am avut intenția asta de a deveni un și mai bun lider. Și m-am dus. Era vorba despre un eveniment organizat de tineri de succes în 2017, chiar în primul an când tineri de succes apăruse în Iași. Și acolo au venit niște mentori care au împărtășit din experiența lor profesională de unde au plecat ei când erau la liceu, exact ca mine participant, și cum au ajuns ca astăzi să fie împliniți din toate punctele de vedere, și profesional, și personal, și să poată merge în orice vacanțe vor ei. Pe mine m-au inspirat foarte mult poveștile lor și mi-am dat seama atunci că nu este vorba doar despre diplome, pentru că niciunul din ei nu menționase de diplome. Toți mentorii spuseseră o poveste și nu o poveste inventată, ci parcursul lor profesional, și toți au povestit cum am început o afacere și uite, am eșuat, dar uite, am avut nevoie de competențe de vânzări ca să pot să evoluez, și atunci mi s-a aprins un beculeț și datorită moderatorilor și prezentatorilor că nu-i vorba despre diplomate, hârtii, este vorba despre competențe. Și am simțit că, da, uite, ca să pot să ajung să am rezultatele și să plec în proiecte internaționale sau să fiu angajată unde vreau sau să devin un bun angajator, am nevoie de competențe. Și așa am început eu calea asta dezvoltării personale. Dezvoltarea asta personală o folosește toată lumea, că am impresia că și-o mai pierdut pe aici, pe acolo, din reala semnificație. De asta am început eu să-mi dezvolt competențe, ca să fiu mai specifică.
Am înțeles. Bun, hai să vedem cam ce competențe, unu, ți-ai dezvoltat tu, sau, doi, poți să-și dezvolte și ceilalți tineri dacă vin și fac voluntariat. În totdeauna, ca să o luăm de la școală și de la pasiunile fiecăruia, eu am fost fata cu româna. Întotdeauna eram persoana care atunci când primea o temă compunerii depășea numărul de rânduri sau care la teste niciodată nu se încadra în timp. Întotdeauna mai aveam ceva de scris la eseul meu. Și de aici parcursul a fost destul de ușor pentru că eu întotdeauna mi-am dat seama că am fost omul comunicării dintotdeauna, omul cuvintelor. Și ajungând la tineri de succes, începând să fac voluntariat, prima dată m-am orientat către departamentul de marketing și am început să fac postări. Și mi-am dat seama că marketingul nu e doar despre copywriting, despre a scrie postări, este vorba și despre o imagine și despre o emoție pe care o transmit și atunci a venit foarte frumos și arta vânzărilor. Și așa am început eu. Activând, făcând task-uri în aceste departamente. Apoi am vrut să ies din zona de comunicare scrisă. Mi-am dorit să fiu moderator de eveniment ca să pot vorbesc în public, așa cum îți spuneam, să trec de provocarea pe care o aveam. Și am început să prezint evenimente la tineri de succes și ușor, ușor mi-am dat seama că pot mai mult și pot mai mult și mi-am dorit să organizez primul meu eveniment și apoi am organizat prima școală de vară, despre care urmează să dau mai multe detalii și parcursul a fost progresiv și asta m-a ajutat pe mine foarte mult, plecând de la o pasiune aparent banală pe care o are fiecare copil, unui bun matematician, unul bun comunicator, da? Și dezvoltând pe baza pe care o aveam. Până să ajungem la aceste evenimente, vreau să te întreb cum ai resimțit tu și cum au resimțit și colegii tăi, prietenii tăi, pandemia. Pentru că am avut aici, chiar aici în acest podcast o discuție despre fricile pe care le-a trezit în tineri această pandemie. Tu cum ai resimțit-o? Da. Pandemia. Pentru mine a fost un eveniment cu urmări doar pozitive. Mie mi-a plăcut foarte mult să fie pandemie, tratând strict situația în care am fost închiși în casă și în aparență toate orizonturile erau închise, adică nu mai puteam să comunicăm, nu mai puteam să ieșim în oraș, nu mai puteam să organizăm evenimente sau să mergem la evenimente și mă întrebam, păi, eu îmi doresc să cresc, îmi doresc să-mi dezvolt competențe, să mă dezvolt personal. Cum pot să fac asta de la mine din casă? Practic, cred că ăsta ar fi putut să fie gândul meu principal. Însă, cred că e foarte important să fii înconjurat de oamenii potriviți. Și a fost amuzant că chiar înainte de a începe pandemia, cu tineri de succes aveam de gând să lansăm un proiect online, ca să ajungem nu doar în Iași și în Suceava, ci și la ceilalți tineri din România, fără ca să mergem neapărat în orașul respectiv. Începusem să planificăm această Academie Tineri de Succes online și numai bine că într-o lună a venit și pandemia și am fost închiși în casă și atunci am luat-o ca pe un semn, da, înseamnă că trebuie să continuăm. Și pandemia a fost așa un dans de provocări de a te adapta, de a-ți dezvolta noi competențe tehnice, dar pentru mine și pentru cei de la tineri de succes a fost doar cu rezultate bune și foarte bune, pentru că aveam mai mult timp, nu mai trebuia să mergem o oră pe drum ca să ne întâlnim, ne întâlneam recurent și mult mai des. Și așa am organizat o serie de 9 evenimente timp de 9 săptămâni, în același format ca școala de vară, mentor cu experiență care vin să prezinte tinerilor din povestea lor, doar că cu mult mai mulți, cu mult mai mare varietate de participanți. De unde erau tinerii?
Am avut din fiecare oraș al țării, în primul rând Iași și Suceava, pentru că erau și organizatorii, apoi ne-am extins și la Sibiu și așa în pandemie am fondat Clubul Tineri de Succes Sibiu, deci uite, încă un rezultat foarte wow. București, Brașov, Cluj, din Ploiești mai intra lume și alți tineri din Germania chiar mai intrau. Erau români, dar din și alte colțuri ale lumii. Foarte interesant. Deci, până la urmă, partea asta de pandemie v-a provocat să intrați pe online, nu? Da, ne-a provocat. Voi oricum erați, dar erați individual, să spunem. Da, exact. Fiecare era pe da. Online, dar e bine că ați intrat și cu activitatea pe care o aveți. Spune-mi, te rog, hai să intrăm puțin despre acest eveniment pe care tocmai l-ați încheiat, Școala de Vară. Ce se întâmplă la această Școală de Vară? Ce se întâmplă la această Școală de Vară? O să încep cu o scurtă introducere, că tot am menționat de Tineri de Succes, despre ce este Asociația Tineri de Succes, de fapt. Este o asociație care are ca scop să descopere unicitatea fiecărui tânăr. Pentru că fiecare tânăr este de succes în felul lui, doar că în completarea a ceea ce este a sistemului clasic de învățământ, s-a simțit nevoia la un moment dat de altceva. Pe lângă teorie și pe lângă acea zonă formală, să fie și o zonă non-formală care aplică teoria într-un fel. Și atunci așa a apărut Tineri de Succes și totodată din dorința de a ajuta tinerii pe partea de orientare profesională, de orientare în carieră. Pentru că cred că și tu ai întâlnit foarte mulți tineri, știu că ai experiență, care la finalul clasei a 11-a, începând a 12-a, sunt întrebați și ce vrei tu să faci în viitor? Și ei răspund la ce facultate se duc. Dar nu, ce vrei tu să faci în viitor? Nu știu, că o să văd după ce termin facultatea. Și cred că în secolul 21, când profesiile sunt atât de noi și atât de variate, nu mai este vorba doar despre facultate, despre diplome, că tot ziceam. Este vorba de ce îți place ție să faci, ce ai de gând să faci în viitor și ce instrumente, precum facultatea sau alte cursuri, vrei să ai. Și atunci, despre asta este Tineri de Succes. Și cum am început să ajungem la tineri, prin cel mai amplu, până în momentul de față și important proiect al nostru, Școala de Vară, care este o serie de 7 evenimente pe 7 tematici diferite, care acoperă cele 7 competențe principale cerute în câmpul de muncă. Din nou, fie că vorbim despre perspectiva pe care trebuie să o aibă un angajat, fie despre un angajator care trebuie să urmărească să găsească acele competențe. Și atunci evenimentele sunt de orientare în carieră, cine sunt eu, branding personal, arta vânzărilor, public speaking, cât un pic din fiecare, ca ei să aibă o perspectivă generală. De ce zic cât un pic din fiecare? Pentru că în urma acestor evenimente care au rol în fond de conștientizare, este imposibil ca să pleci cu acele competențe, dar aici vine partea practică. Școala de Vară este un proiect organizat 100% de tineri, de la A la Z, din liceeni și studenți, împărțiți pe departamente după hobby-urile lor, care fac practică și practic de la cele mai fragede vârste sunt organizatori de evenimente, așa cum am fost și eu. La evenimentele noastre vin mentori din toate ariile, pentru că scopul nostru este să aducem în fața tinerilor persoane din diferite nișe. Un tânăr își dorește să fie medic. Ok, hai întâlnește-te cu un medic să-ți povestească cum este să fii medic, ca să-ți dai seama dacă ți-ai dori și tu sau nu să fii medic. Pentru că e o diferență între a te uita la un serial unde e frumos să fii îmbrăcat în halat și să porți și într-un spital din Statele Unite. Exact, exact. Dar alta este diferența în viața reală, cum ar veni. E foarte interesant să fii avocat, iarăși, din perspectiva acelor auzite, dar hai să vedem ce zice un avocat despre cum e să fii avocat. Și așa despre fiecare domeniu. Și, practic, tinerii au ocazia, ok,
astăzi m-am întâlnit cu o persoană la fel, asemenea căreia vreau și eu să ajung, și la finalul evenimentelor ei au ocazia să se ducă la ei, mă primești și pe mine lângă tine să aflu mai multe despre domeniul ăsta. Asta este școala de vară. Haideți să despre a aduce lumea mai aproape de concret, mai aproape de viața reală, pentru că consider că există un mare lips în zona asta de orientare profesională. Încă mergem pe un sistem în care școala este singura importantă, deși ar trebui să fie și altceva pe lângă. Și poate școala nu acoperă toate domeniile la care un tânăr s-ar putea pricepe. Și atunci e nevoie de mai mult, e nevoie să mergem mai în esență. Cât de deschiși sunt tinerii? Să spunem că studenții deja poate au deja o direcție pe care vor să meargă. Uh-huh. Elevii încă nu știu încotro să meargă, majoritatea dintre ei. Cum le arătați? Cum le explicați care este posibilitatea? Aveți voi, ca și tineri, le explicați sau vin și alte persoane mai mature, să spunem, care să le explice, uite, trebuie să mergi la școală, trebuie să mergi la facultate, trebuie să mergi la o școală profesională, trebuie să te apuci, nu știu, de altceva. Cum vedeți voi chestia asta? Cum faceți? Tinerii sunt foarte deschiși și sunt foarte receptivi la aceste oportunități. Pentru că ei cumva sunt la mijloc între sistemul formal și non-formal. Da? Ei beneficiază de ambele, cum ar veni. Provocarea care vine la ce te referi tu, că cum le explici, lor le este foarte ușor să le explici, pentru că sunt tineri și absorb imediat informația asta și sunt mult mai conectați cu prezentul decât poate alte generații mai cu experiență care încă fac tranziția. Provocarea este în momentul în care tinerilor li se dau foarte multe sfaturi. De la școală vin niște sfaturi. Din zona non-formală vin niște sfaturi. De la părinți vin niște sfaturi. Și atunci problema apare abia acum, când primesc prea mulți sfaturi, că nu știu ce să aleagă. Ce să aleagă, pe cine să asculte. Și soluția pe care am găsit-o noi este: ascultă pe toată lumea și rămâi cu ceea ce este cel mai bun pentru tine, ceea ce simți tu. Dar experimentează, nu lua motamo ceea ce primești. Noi nu încercăm să convingem pe nimeni că este important să-ți dezvolți competențe. Dar managerii care au acceptat managerii de evenimente de la școala de vară, care au acceptat provocarea de a se implica la un alt nivel, dacă îi întreb acum despre competenții, ei îmi răspund, pentru că au văzut cât de important este să treacă prin toate departamentele și să se implice activ. Deci, ăsta este răspunsul. Le arătăm practic prin acțiuni, îi îndrumăm să facă lucruri și nu doar le zicem ar fi bine să faci aia și aia. Nu, hai să facem asta împreună și tu tragi concluzie dacă e bine sau nu pentru tine. Sunt deschiși tinerii de a activa în aceste departamente? Poate au departamente care nu consideră că le ar fi de folos. Trec prin toate sau cum este exact? Nu trec prin toate. Depinde foarte mult de fiecare. Pentru că, din nou, fiecare are unicitatea lui. Selecția, atunci când se înscriu, se face în funcție de pasiunile pe care le au. Ce-ți place? Cine ești tu, în primul rând? Hai să descoperim cine ești tu. Și după ce descoperim cine ești tu, îți dai seama că ai o listă de anumite lucruri care ție îți face plăcere să le faci. Ok, hai să vedem. În care departament te-ai potrivit cel mai bine și crezi că ai putea să-ți valorifici potențialul pe care îl ai, astfel încât să primești satisfacție? Și atunci, așa sunt ei distribuiți. Exact exemplu pe care l-am zis eu. Eu eram fata cu scrisul. Am început cu marketing și vânzări. Apropo de ce ziceam cu toate departamentele, este că la un moment dat le se propune celor deschiși perspectiva de a încerca și altceva
în ideea în care sunt persoane care vor să fie manageri și atunci ei trebuie să înțeleagă că este necesar să ai o perspectivă din ansamblu, ca să înțelegi pe fiecare om în parte, să înțelegi fiecare nevoie și a omului de la HR, căruia este foarte greu să comunice cu participanții, să le explice că dacă plouă trebuie să schimbăm locația, cum le explicăm să nu se supere. Managerul trebuie să înțeleagă chestia asta și atunci persoanele care vor să devină manageri, la un moment dat trec și prin toate. Oana, trebuie să luăm o scurtă pauză, după care vom reveni pentru a intra mai în adânc în aceste evenimente și a vedea cât de pregătiți sunt tinerii în ziua de astăzi pentru a primi informații și cursuri și programe de dezvoltare personală. Revenim!